Presa din Israel a prezentat informații despre un apel telefonic al președintelui sirian Bashar al-Assad avut cu președintele iranian Ebrahim Raisi la începutul acestei săptămâni. Cei doi lideri au discutat despre problemele de securitate regională, precum și despre relațiile bilaterale, dar mai ales despre recentele ciocniri dintre forțele israeliene și credincioși de la Moschea Al-Aqsa din Ierusalim, spunând că aceste evenimente sunt dovezi ale politicii agresive a entității israeliene. Evident că cei doi șefi de stat au dat vina pe Israel pentru represaliile de la sfârșitul săptămânii trecute, după ce mai multe rachete de origine iraniană au lovit Israelul de pe teritoriul sirian. Una dintre concluziile celor doi a fost legată de, cităm, eșecul Israelului în fața forței rezistenței și a curajului poporului palestinian. Președintele iranian Raisi a subliniat, cităm, necesitatea de a se respecta suveranitatea și integritatea teritorială a Siriei. Mai multe publicații israeliene au prezentat diferite analize de securitate în care recunoșteau că în ultima perioadă Israelul este perceput de către dușmanii săi ca fiind slab. Se pare că Egiptul plănuise să trimită până la 40.000 de rachete în Rusia, care și-ar fi epuizat rezerva de muniție după mai bine de un an de lupte în Ucraina, fapt dezvăluit în urma scurgerilor de informații din documentele secrete americane. Documentele obținute de Washington Post detaliau un plan al președintelui egiptean Abdel Fattah el-Sisi și al reprezentanților industriei de armament egiptean de a furniza arme Rusiei. Dacă informațiile din documente se dovedesc a fi adevărate, aceasta ar putea deveni o lovitură pentru relația pe care Statele Unite ale Americii o are cu Egiptul, unul dintre aliații săi de lungă durată din regiune. Afirmația nu a fost confirmată și nici infirmată de Casa Albă, după cum a informat Fox News. Unul dintre documente spune că președintele egiptean el-Sisi le-ar fi spus înalților oficiali militari să vândă în secret rachete, obuze de artilerie și praf de pușcă Moscovei. Planul urma să fie păstrat confidențial pentru, cităm, a evita problemele cu Occidentul, se mai arată în documentul publicat de Washington Post. Dezbaterea aprinsă asupra politicii transgender în școli a devenit internațională. În Canada, un liceu catolic a suspendat recent un elev pentru că s-a opus politicii școlii privind drepturile transgender. Elevul Josh Alexander, în vârstă de 16 ani, spune că este un caz de încălcare a drepturilor religioase. Adolescentul canadian a luat atitudine pentru a apăra intimitatea fetelor, protestând împotriva politicii transgender referitoare la toaletele publice din liceul său. Pe scurt, orice persoană născută biologic băiat, dar care se identifică drept fată, poate folosi toaletele de fete. Tânărul băiat a explicat că Dumnezeu ne-a creat băieți și fete și nu putem să fim altceva decât ceea ce ne-am născut. În luna februarie a fost suspendat, iar când a încercat să participe la cursuri, a fost arestat. Zilele trecute a fost arestat din nou, de data aceasta pentru un protest împotriva orelor de lectură din cărți de povești, eveniment organizat la biblioteca din oraș de către o organizație ce promovează ideologia LGBT. Josh a declarat pentru CBN News că protestul său a fost pașnic, dar se pare că poziția sa creștină a fost cea care a deranjat. La doar două săptămâni după ce musulmanii din provincia Java de vest, Indonezia, au întrerupt o slujbă bisericească și au cerut închiderea acesteia, oficialii locali au închis clădirea. Morningstar News relatează că biserica protestantă creștină Simalungun din Cijelam, situată la aproximativ 60 de mile sud-est de Jakarta, a refuzat să accepte oprirea serviciilor bisericești. Cu o săptămână înainte de Paște, poliția a sigilat clădirea bisericii, motivând că lăcașul de cult este construit ilegal, deoarece nu avea aprobare. Pastorul Iules Purba a explicat pentru Morningstar că de 10 de ani încearcă să obțină un certificat de funcționare, dar acesta este imposibil de obținut în Indonezia. Comunitatea Bisericilor Creștine Indoneziene a trimis o scrisoare de protest regentului Purwakerta, în care se spune că închiderea bisericii a fost un act de discriminare. Mai multe biserici au depus cereri pentru autorizații de construire în ultimii 30 de ani, iar autorizațiile încă nu au fost eliberate. Indonezia este o țară majoritar musulmană și ocupă locul 33 în lista de monitorizare mondială din 2023 a Open Doors, dintre cele 50 de țări în care este cel mai dificil să fii creștin.